am făcut sex cu o tip în camera de hotel. Și chiar am zis că i-a plăcut. Nu ca iubita mea. Chiar am vrut să o sun atunci pe iubită să zic, bă, uite, vezi, nu-i de la mine problema. Mihai! Ia vină puțin până aici. Bă, iubita, ce s-a întâmplat? Spune-mi și mie ce-i asta. A fost super să fac sex cu altcineva decât prietena mea. Chiar a fost. Iubita, e o glumă. N-ai cum să o iei în serios, să-ți dai seama. Amuzantă parte la toată chestia asta e că prietena mea a auzit gluma, o întreba ce cu ea și am zis, bă, e o glumă. Și chiar mă crezut. Iubita, dar n-ai de ce să te superi, dai seama, așa funcționează comedia. Ai un setup bun, ai găsit o premiză bună care îți place cu potențial mare. Chiar dacă ai mai văzut-o și la alții, nu contează, important e să-ți faci treaba cu ea. Cauți un indiferit de abordare totuși, ca să fii convingător. După aia începi să bagi nea, punch, 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 glumă, glumă. Când mai crești tensiunea, mai dai câte un callback. Și după aia iar punch, punch, crești tensiunea și crești tensiunea. Și după aceea dai punch la în final și BUM! O explozie de râsete în sală. Și toată lumea râde și toată lumea e fericită și o eliberare de aia. Așa funcționează comedia, iubita. Da? Și mai mult de atât, când mi-a cerut mai multe explicații, am început să-i folosesc cuvinte din comedii pe care ea nu le înțelege și am băgat-o și mai tare în ceată în timp ce descriam futaliu. Bă, știți cum a rămas? Mihai, dar tu-ți bat joc de mine? Tu te duci de fut cu altele și pe mine mă faci de râs? Nu, iubire, nu, dar tu nu mă crezi. Doar știi că eu țin foarte mult la tine și te iubesc. Nu, iubit, uite, chiar ți-am luat ceva. Poate vă întrebați cum îmi permit să fac genul ăsta de glume. Pentru că e simplu. Pentru că iubita mea, oricât ar fi de supărată, oricât ar fi de nemulțumită de mine, dacă îi spun că o iubesc și că i-am cumpărat ceva frumos, bă, uită tot, bă, știți cum? Își dă erase la creier. Deci rămâne așa cu fața, ha? Ce s-a întâmplat? Bă, și chiar uită faptul... Sunt supărată pe tine, dar nu știu de ce. Că am făcut sex cu altă. A, da. A! Mi-e simțitul e cu alta! Nu vine să cred! Cum se face așa ce? Taci în gură că mă sun! Alo, da? Da? Aaa! A ieșit piesa mea? Aia pe care am înregistrat-o zilele trecute? Oh, yes! Yes! În sfârșit o veste bună! Yes! Acum dau play să o ascult! Sunt o cântăreață, mă bucur de viață. Am iubit acasă, dar mie nu-mi pasă. Fiindcă-mi plac bărbații, eu mă culc cu alții. Lui ei sunt toți banii. Ce asta, mă? Iubitul, e o melodie. Ce altceva? Da? Da. Eu îl mint frumos, el mă crede că-i prost. Mint că-i melodie, ce altceva să fie. Și are puța mică, dar îl mint că-i mare. Fac în continuare. Mă, tu te culci cu alții, mă? De asta plecai, mă, seara de acasă? Bineînțeles că nu, mă duceam să înregistrez. Și da, de asta plec eu serile de acasă. Mi-o trăgeam cu contractul fix pe masă, dar lui zic că la studio înregistrez. Și se pare că eu pe prost le nervez. Așa că trebuia să fug. Vine după mine, prostul mi-e frică. Nu da, nu da, share, share. Nu da, nu da, like, like. Nu da, nu da, share, share. Share, like, subscribe! Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram. Suntem pe toate trei platformele. Și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare. Mulțumim!